trăiască berea. Nu, nu spunem chiar așa exact și nu cântăm, nu de altă, dar aș avea concurență aici chiar în studio. Ne spun lucrurile acestea pentru că săptămâna aceasta am avut un mare eveniment și anume Unirea Mică, cum se spune, Unirea Principatelor, undeva la 1859, am aflat și eu 159 de ani, am sărbătorit. Și pentru lucrul acesta minunat sau neapărat, ci pentru că mi-este un bun prieten și îl iubesc foarte tare, îi mărturisesc aici în direct, Dan Helciug, alături de mine la NTV, bun găsit, bine ai venit! Am strigat la unire! Da. Da, și... Tot am sperat să ne unim, știi? Adică să fim mai uniți noi românii. Pentru o zi am fost. Da, e bine de știut lucrul acesta, mai ales că cu câteva zile înainte sau chiar o săptămână ne-am unit cu toții în zeci de mii, aș spune, în stradă ca să contracarăm anumite... Da, dar tu ai observat că nouă ne place să ne ținem de mână și să ieșim în stradă, că facem cea mai mare horă, știi? Când sunt am văzut că multe orașe care au, nu știu, hora, cea mai mare horă din mijlocul orașului. Ne place să ieșim să demonstrăm ceea ce e foarte bine, că ne apărăm drepturile. O carte recordurilor ceva, dar asta mi-a plăcut foarte tare apropo de lucrul acesta, că... Ne strângem să facem cea mai lungă plăcintă. Da, păi asta ziceam de cartea recordurilor, exact. E foarte interesant că străinătatea a avut reacții la tot ceea ce s-a întâmplat în țară, din păcate de râs. Și atunci, mă rog, să zicem că nu ne-am bucurat prea tare, dar cert este că supraviețuim și vedem. Păi supraviețuim, plus că nu știu ce se întâmplă la noi. Adică gospodăria noastră e gospodăria noastră, palatul lor e palatul lor. Noi suntem mai de la țară, ei sunt de la oraș. Dacă i-ai ascultat, chiar aveau dreptate, adică chiar păreau că știu. Păi îți dai seama că internetul nu ne leagă pe toți și îți dai seama că au habar despre ce e vorba. Da, păcat că se întâmplă lucrurile astea, dar până la urmă, știi, contează poate scopul. Adică la un moment dat vom ajunge la o comunicare corectă între populație și guvernare. Da, peste vreo 200 de ani. Da. Știi că a zis Brocan la un dat, peste 20 de ani puțin. Nu, dar știi că vina e la jumătate. Și l-am contrazis, da. Vina e la jumătate, nu știu cine a zis, nu eu, ci că așa guvernare, așa demonstrație, știi? Adică e haos total. E haos total. La un moment dat se vor limpezi apele și probabil că intrăm și noi în normalitate. Așteptăm limpezirea. Da. Și cum s-au limpezit apele în viața lui Dan Helciug? Aoleu, la mine e încă situația tulbure, precum vinul tulburel, așa sunt. Pentru că tocmai vorbeam de copii, nu de altă, da. Da, fiimea 4 ani, fiimiu 10 ani. Să-ți trăiască. Mulți ani frumos. Fiimiu e Sfântul Luca, Luca îl cheamă Sfânt e, deci am avut o intuiție fantastică. Ruxandra și la ea am avut dreptate că i-am pus numele, am avut intuiție că i-am pus numele Ruxandra. Ruxandra, numele etimologic vorbind, este combinația dintre Alexandra și Roxana. Alexandru și Roxana. Alexandru cel Mare și Roxana, care era, e nume sumerian. Deci, oricum, nume de luptători. Roxandra e sumo. Dărâmătof. Am înțeles. Și cum se înțeleg, cum vă înțelegeți? Mă, nu știu, renovăm o dată pe lună. E bine asta. Da. Și cu desenatul pe pereți? Păi din cauza asta. Da. Noroc că mai am prieten care m-a dat tot felul de cadouri de astea mișto, adică niște pânze pe care le punem pe perete speciale pe care ea să scrie, tablă de aia mare. Dar mă rog, nu asta e problema. Ai imaginație extraordinară, fiimea, și inventează tot felul de chestii. Și mi-e și frică să mănânc sau să beau pentru că nu știu ce găsesc în mâncare, nu știu ce găsesc în băutură, știi? E bine că o lași să-și exprime spiritul liber. Da. Că după aia mai stau vreo 2 săptămâni pe toaletă, nu mai contează că mi-a băgat nu știu ce pastile diluate. Bun. Da. În compensație, ca să spun așa, pe partea profesională, cum dărâm tu? Ci, da. Unde? Mă, în continuare, noi cu Spitalul de Urgență, trupa mea, cântăm, avem turneu anul acesta de cluburi, pe care l-am început anul trecut. Am multe proiecte. Am proiectul Heart, un album solo. Ți l-am adus, cred că l-am uitat la intrare. Că, o să-l vedem. Da, portarul a zis că e marfă ilegală și mi-a oprit CD-ul. Rezolvăm. Da. Așa. Și cred că m-a și denunțat la ANAF, probabil, că nu știu. Știi, ai văzut scandalul cu declarația, cu ce faci. Da. Deci nu numai, da, multe, 600. Am proiectul ăsta solo, Heart se numește, care doar e dedicat ascultătorilor de muzică. Nu e HaHa Productions, știi, adică nu e global, nu, e muzică. Și urmează un album, e necunoscut, dar eu mă încăpățânesc să scot pe piață produse artistice. Mai am un proiect lansat anul trecut de succes, l-am lansat la Teatrul Liric din Galați, Nae Leonard, My Queen Tribute.
unde cânt Freddie Mercury, da. Și unde am cântat cu o soprană extraordinară, Mihaela Alexa, Barcelona, piesa din 90. Demențială, da. Am văzut ceva pe Facebook, recunosc, o colaborare între tine și orchestra. Da, am colaborat cu multe orchestre, orchestra Sankt Petersburg, în Sankt Petersburg, cu majoritatea filarmonicilor din țară. Adică activitate... Mare lucru și îți place partea asta așa... Îmi place foarte mult, mai ales proiectul ăsta Queen, știi? E rock liric, nu e, deci nu e chiar foarte... Nu te duci spre clasic de tot. Nu, e o combinație între rock și clasic. Dar ăsta e un proiect cu care mergem în continuare prin teatre și prin cluburi în țară. Și mai pregătesc un proiect, am nebunit de tot, un proiect româno-basarabean. Da, spune-mi, la acest prima dată, înainte de a vorbi de ultimul proiect pe care l-ai amintit, vine lumea la genul acesta de spectacole, vine. Orchestră cu... Proiectul ăla se numește Mozart Rocks, cu orchestră, iar Queen-ul e Queen. La Queen și la Mozart, full peste tot, adică lumea vine. Ei, oamenii trebuie doar stimulați și trebuie să știe că tu faci așa ceva, că altfel n-au cum să vină. Aici e marea bătălie. Corect. Pe publicitate, să afle, da. Să afle, știi? Despre lucrurile acestea. Dar interes există. Interesul există. La Queen, vreau să spun, la Galați, au venit pe lângă cei din galeria noastră de 40 de ani, au venit de, nu știu, 17-18 ani cu puștani, cu tricouri Queen. Queen, îți dai seama, Freddie ar fi avut acum, nu știu, 72 de ani, dacă ar mai fi trăit. Deci Queen. Asta înseamnă că muzica bună merge mai departe și din ce am observat eu, există un segment care nu are limită de vârstă, ascultător de muzică bună, care dacă nu se mulțumește cu muzica difuzată până la refuz de radiourile noastre mainstream, se duce către muzica alternativă, către... Așa este, de nișă mai... Muzica de nișă, da. Da. Am și eu doi copii care ascultă, într-adevăr, s-au întors către valorile vechi, sau mă rog, valorile adevărate, să le spun așa, că nu pot să spui că sunt vechi. Ele există pur și simplu. Hotel California, am fost surprinsă să-l ascult, sau să-l aud, da, să aud că... Ascult așa ceva și am întrebat, îți și place sau doar asculti sau, așa? Eu am crezut că l-ai întrebat, mami, te-ai îmbolnăvit? Asculti Eagles, mami? Nu, te faci de râs la școală, mami? Te dau afară de la școală că asculti Hotel California? Da, erau niște faze de astea, gaguri pe net, apropo de astea, cu vai ce faci, nu iei doi, nu iei trei, deci în discotecă, nu foarte mișto, dar sunt de văzut, da? Dar am văzut asta, lăsând la parte că ei sunt niște ascultători ai muzicii de nișă, adică unul pe partea de rap, hip-hop și vreau așa să mai spun departe, asta, celălalt de techno. Acelor, deci... acelor care se uită acum la noi, mai ales copiii, dacă se uită, adolescenții, să știți că dacă vă duceți către o zonă de nișă, lucrul ăsta vă face mai speciali. Și, în general, adolescentul vrea să se simtă special. În momentul în care te duci în marea masă, de exemplu, la DJ-ală, la n-am nimic cu ei, nu mai special, ești pur și simplu într-o... turmă, da. Spiritul de turmă. Nu, ești într-o gașcă și n-ai nimic, n-ai individual, n-ai personalitate. Dar dacă te duci tu, tinere, către zona de nișă, asta te face pe tine special. E cu totul altceva decât ceea ce ascultă sau ceea ce consumă marea masă. E valabil și în muzică, și în alimentație, politică și așa mai departe.